Drama lui Prigojin nu s-a încheiat. După un weekend parcă scos din filme, liderul mercenarilor Wagner, Evgenii Prigojin, a fost lăsat de Putin să plece în Belarus, deși n-a scăpat de dosarul penal. Prigojin s-a ascuns și n-a mai scos un sunet până acum. Primul factor. este tot ce хотели praliti ruscui ucroși. Putin, în schimb, a avut un weekend tensionat, sâmbătă, l-am văzut mai încordat ca niciodată. A vorbit despre trădare, despre cum se schimbă soarta Rusiei și cum se repetă istoria chiar în fața ochilor lui. Eu te întreb altceva. Ce-i lipsea ce lui Putin în ultima vreme? Putere. Putin nu mai are putere. Putin are puterea. Eu cred că lui Putin îi lipsea un ras Putin. Dar ce e cert astăzi este că singurul câștigător al zilei de sâmbătă e Putin pentru că a inițiat sau a aprobat un script care ulterior s-a dovedit a fi o cacialma completă sau că a câștigat prin noroc și a fost salvat de Lukashenko, rămâne să dezbatem. Dar e cert că astăzi domnul Biden nu are prea multe de spus și a spus domne, n-am fost implicați. <laughs> vrut să păi este, pe Nu, este e o declarație pentru, pentru, domnul Biden. Dar de ce adică să simți nevoia asta? De ce se simți nevoia adică să Adică e pe românește bine. ca în bancul ăla. Domnule, am venit să vă spun să nu vă bazați pe mine. Păi, America, aș fi vrut să fii implicată. Da? Și aș fi vrut să-mi spui sâmbătă așa. E ca cealma. Sau e pe bune, e pe bune, prin urmare, planetă, pregătește-te pentru ca un prigojin, să zicem noul rasputin, va avea acces la niște butoane nucleare.